Să vedeți cu ce se mai ocupă parlamentarii pe la televiziuni. Ei povestesc ce-și mai împrumută unii altora. Telefonul meu este ascultat și mă sună domnul ministru Barbu și îmi cere o carte. Eu nu știu că telefonul meu e ascultat și îmi cere, știu, Kamasutra. De ce trebuie să știe băieții aia veseli că domnul ministru Barbu a cerut cartea asta de la mine? Păi da, ca să se știe de unde o ai, cât ai dat pe ea și dacă ai ceacrele înfundate. Telefonul meu este ascultat și mă sună domnul ministru Barbu și îmi cere o carte. Eu nu știu că telefonul meu e ascultat și îmi cere, știu, Kamasutra. De ce trebuie să știe băieții aia veseli că domnul ministru Barbu a cerut cartea asta de la mine? La Digi Studio sunt chemate niște femei din politică. Nu spunem și în ce alte ipostaze au mai apărut, pentru că nu ne-ar face cinste. În schimb, bălăcăreala lor le face mai de râs decât le-am face noi. Premierul Ponta și-a triplat de 3 ori propriul său salariu și a unui număr redus de demnitar. Și toți oamenii din sistemul sanitar astăzi cu 25%. De ce nu aveți vorbit? Unde dumneavoastră ați tăiat în carne vie, doamnă? Iar premierul Enicea și-a tăiat propriul salariu cu 25%, la fel cum a făcut-o tuturor bugetarilor. Până la urmă și Prelipceanul cel cumilastic a luat atitudine împotriva cațelor. Pe telespectatorii noștri interesează care sunt viziunile dumneavoastră în legătură cu prezentul și mai ales cu viitorul acestei țări? Vi arătăm noi pe telespectatorii voștri. Uite, ăștia sunt. Rămânem la politicieni și dacă săptămâna trecută domnul Dragnea avea pantofii rupți, vă aduceți aminte, acum el și vorbește despre tragedie. Se mai întâmplă, am ajuns pe scenă, nu s-au rupt. Am ajuns pe scenă și i-am văzut dezlipiți. Aveam două variante, să rămân în ciorapi, ceea ce îmi cred că dădea foarte bine, cred că era exagerat, sau să rămân cu această problemă. Sigur că i-am dus astăzi de dimineață la... Nu, după ce am venit de la înalta curte, i-am dus la cizmar. Sper să mi-i lipească. Am mers foarte mult în ultima perioadă și dimineața am plecat repede și i-am ales exact pe cei pe care nu trebuie să-i aleg. Deci, pantofi scumpi? Nu, cred că dacă erau scumpi, nu ajungeam în situația asta. Erau socialdemocrați. În vremea asta, domnule Băsescu Traian, în lipsă de ocupație, vorbește despre Dragnea Liviu, domnule. Caracterul lui Dragnea este un caracter de om dispus să mintă pentru ca lui să-i fie bine. Eu mi-aduc aminte când a plecat de la PDL, a plecat tot mințind ca să-și atingă niște obiective economice, nu știu ce privatizări avea pe acolo. Le-a rezolvat, pe urmă a încercat tot timpul un balans așa. Dragnea este tipul de om care, spre exemplu, dacă ar avea partidul pe mână, pentru interesul lui l-ar vinde în mod categoric. Aici nu am dubii, pentru că îl știu pe Dragnea. El s-a băgat peste tot unde credea că este bine. Caracterul lui este mizerabil, dar ăsta e Dragnea. Vă prezentăm acum cei mai proști hoți din Suceava. Ei s-au dat singuri de gol, făcându-l și pe Sabah să râdă. Sunt dovada vie a faptului că naivitatea, ca să nu-i spun altfel, n-are limite. Iată în acțiune pe hoții care le-au servit polițiștilor cele mai tari dovezi. Dar oare ce s-a fi întâmplat? Să ne lămurească tot Canalde. Hoții s-au strecurat în gospodărie cu lanterna telefonului inteligent pornită. Fără să aibă habar, unul dintre ei a pornit în același timp și camera video, care a înregistrat totul. După ce și-au îndesat în geantă ce le-a poftit inima, și-au anunțat șoferul și duși au fost, până i-a oprit poliția, pentru că cel de la volan nu avea permis, iar oamenilor legii li s-au părut cu toții suspecți, au luat la puricat vehiculul și au avut ce găsi, pe lângă bunurile din garajul unui sucevean și dovada furtului filmată. Să vedem ce au filmat amărâții ăștia de s-au băgat singuri la Bulău. Frate, deci pe hoți ăștia chiar că-ți vine mai să-i chem la tine acasă. Da, le dai o cafea, îi invizi la masă. Și apoi îi invizi să opereze frumos, fără niciun fel de problemă. Auzi, auzi, taci din gură că îi deranjăm. Ia fii atent, fii atent, fii atent. Bună seara, ce faceți? Ce faceți aici? Suntem la lucru, schimbul 3. Auzi, dar aia nu e cameră, ce faci cu ea? Ha? Fac lumină la colegul ca să vadă ce luăm și ce nu luăm. Ce am înțeles? Am înțeles și dacă vă prinde poliția. Păi, dar noi n-avem buletinile la noi, da? De unde să știe ei când noi stăm pe strada Zambelii numărul 41? N-are de unde să știe. Hai, pa! Hai, am plecat. Pa, 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 ne vedem. Bine, bine, bine.
Ne vedem cu siguranță. Haide, papa, pa. Între timp, profesorul nu va mai preda la clasa fetelor care care le-au acuzat că le-au fotografiat. Măi, ce ți-e și cu acuzativul ăsta face la bagi printre televiziuni. Între timp, profesorul nu va mai preda la clasa fetelor care care le-au acuzat că le-au fotografiat. Bă, nene, trebuie să te hotărăști. Care sau pe care? Că induci telespectatorii în eroare, așa cum o face și Nea Florin Condurățean. Mihaela Rădulescu, făcând școală de vreo 2 ani, nu știu ce, că nu e o jucărie, a trecut la religia iudaică, acum nu mai e căsătorită cu Schwarzenegger. E, ar fi vreo Mihaela ca înainte de Felix ăsta, sau cum îl cheamă, să fie măritată cu un alt austriac, Arnold Schwarzenegger. Aha, le-ar fi stat bine, nu? Mihaela Rădulescu, făcând școală de vreo 2 ani, nu știu ce, că nu e o jucărie, a trecut la religia iudaică, acum nu mai e căsătorită cu Schwarzenegger. Nea Florine, cred că întreabă cineva de tine și tu ne plictisești pe la televizor. La fel cum aceeași duduie cam hâdă, întreabă și de Viorel Lis și el defilează cu Oana în costum de baie pe la emisiuni de Real Succes. Domnul Lis, 3 defecte pe care le are Oana repede. 3 defecte. 3 defecte? Da, 3 defecte. Cinstit. Cinstit. A început să-i crească burtan. 1. S-au îngreșat puțin picioarele. 2. Băi, tu e bun, serios aici a spus. 2 și 3. Și 3. Bă, tu nu te uiți la tine. Și 3, uite, vorbește și mă jignește. Am înțeles. E, dar și Oana are cuvinte de laudă la adresa lui Tutankhamon. Vreți să ascultați? Are 72 de ani. Da. Fii liniștit, o să aibă 73 în curând și trece. Uite că știe. Nu, ăsta e defect, nu? Doi, da. Defecte, nu, mai defect. Nu mai e primar. Nu mai e primar, da? Și asta se poate remedia. Da, dar să știi că, acum am că cu primarii nu e bine. Nu candidează. Cu primarii nu e bine. Și 3? Al treilea e nervos câteodată și mă supără. Păi, credem și noi la cum te prezinți, nu poate fi decât nervos. Alta apariție penibilă, care între timp s-a certat și cu gramatica, Iulia Albu, inventează un cuvânt în limba română. E interesant că au amândoi geace din piele, geace din piele. Ce are, mă? Geace din piele. Vai, uitați-vă și la fandosita asta care s-a îmbrăcat cu aceleași haine și la spital, unde și-a subțiat gleznele, tu. Ce ți-ai făcut? Eu nimic, așa sunt eu perfectă. Mi-am făcut o intervenție de body sculpting la nivelul gleznelor. Iată dovada vie că a rămas fără țoale. Același costum de gheișă și în emisiune și în fața spitalului. Dar la spital a fost asortată de asistentă, fată. Mie oricum place să mă înfofolesc foarte mult pe din afară și mai puțin pe desu. Asistenta a avut grijă să mă asorteze branula la culoarea halatului pe care l-am avut pe mine. Adică sunt niște lucruri care au fost, da. Vezi, în mod clar, Iulia Albu e obsedată de asortare. Da, odată a încercat să asorteze un fir electric cu cada în care avea numai spumă. Asta ne explică multe lucruri legate de ea. Prieteni, Iulia Albu ar fi în stare să-și asorteze batista cu picăturile de nas privite. Doamna Iulia Albu? Ce vrei? Ce-ai acolo? V-am adus un calmant. Da? Oh, dar este îngrozitor. Dar tu nu vezi, draga mea, că roșul acesta nu se potrivește deloc cu rozul limbii mele. Este îngrozitor. Un chici ordinar. Ia-l de aici. Nu este nicio problemă. Uitați, avem și unul alb. Ia uitați, se asortează perfect cu albul dinților dumneavoastră. Ăsta e alb? Ăsta e alb! Ăsta nu este alb. Ăsta este gri cristal. Alb este halatul tău, Tuto. Atâta lipsă de imaginație n-am mai văzut de la Andreea Marin încoace. Este îngrozitor! Ia-l de aici. Dă-mi o oglindă. Da, imediat. Da! Ce este mizeria asta din fața mea? Ce este această creatură oribilă? Această arătare îngrozitoare. Nu vezi câtă lipsă de
bun gust! Cât de varză, cât de muci, așa ceva n-am văzut în viața mea! Sunteți chiar dumneavoastră. Dar cât de drăguță sunt! Vai, e superbă, draga mea! Astă seară primești trofeul WOW! 10! Bine, draga mea! Doar o secundă. Oribil! Ce-i aia? Trebuie să vă schimb ranula. N-o să bagi chestia aia îngrozitoare în brațul meu, regesc, draga mea. Nu ai cum, în primul rând, pentru că este foarte chicioasă. Și în al doilea rând, nu se potrivește deloc cu ținuta. Este această culoare și mai e și cilindrică. Nu, draga mea. Dacă aveai ceva pe turcoaz... N-avem, îmi pare rău. Fucsia. Nici fucsia. E, dacă n-ai fucsia, nu că este prea groasă. Eu vreau ceva mai finuț. Eu vreau ceva, sortat. Sunteți oribili! Nu, nu e bine nici așa. Nu, nici așa. Nu, nici așa. Ah. Eu zic că se asortează perfect. Din partea mea, aveți trofeul? Wow! E, vezi, aia, bă, frate. Ai văzut? Deci nu, lasă-mă pe mine. Concluzia acestei scenete, da? Iulia Albu e moartă după asortare. Băi, fii atent, nu? Nu fi rău. Iulia Albu trăiește și am chemat-o aici, lângă noi. Da? Kiki Cioran, doamnelor și domnilor! Ia uite ce bucurie! Vai, dar ce plăcere! Ia zi-ne tu nouă! Unde mi-ai fost? Ce mi-ai făcut? Pe aici, pe acolo, pe dincolo. V-a plăcut scenetul? Da, foarte. Dar și mie foarte mult. Da? Serios? Da, eu admir foarte tare pe Iulia Albu, la modul cel mai serios. Mi se pare că are un umor extraordinar. Mă rog. Și e foarte simpatică. Da. De cele mai multe ori când mă întâlnesc cu ea, mă roagă, nu mai îmi spune Iulia, spune-mi Dilia Albu. Ai văzut, drag? Eu nu pot să mă întâlnesc cu ea, pentru că dacă mă întâlnesc cu ea, cred că o să iasă... Ce îi face? Eu nu. Ia sări fulgii? Ea, da. Găini. Yeah. Auzi, dar ea șochează tot timpul. Mm-hmm. Face ceva și da, șochează. Da. Lumea. Tu poți să șochezi? Eu? Da. Da. Dar eu nu șochez niciodată. Nu? Ia. Băi, dar ce-ar fi Facebook-ul fără perlele facebookiștilor? Vă oferim astăzi monstre din inteligența aproape umană lor. Da, dacă-mi permiteți. O fată întreabă următoarea chestie. Dacă un zoofil violează un animal de sex feminin, animalul o să nască? Drăguță, ai ceva de gând în sensul acesta? Eu zic să anunțăm deja protecția animalelor, pe bună. Sună tu, eu n-am cartelă pentru așa ceva. Am și eu una tare. Mergem mai departe cu legendarul fotbalist Cristian Damiuță, care are un moto. Capre diem. Nu-mi dau seama cu ce a confundat motoul, cu animalul sau cu poliția. Dar se spune, da, lăsați-mă, vă rog, se spune... Carpe diem, latinistule, adică trăiește clipa. Nu capre? Nu capre, dar mai am eu una și mai tare pe care dumneavoastră trebuie să mă ascultați. Și anume, un băiat îi transmite iubitei lui din imagine următoarele. Da? Observați aici iubita. Așa. Și scrie așa. SH, orice s-ar întâmpla legat, n-am legat să te las pentru nimic cu capa în lume. Omule, orice s-ar întâmpla... N-ar trebui să fii lăsat să termini liceu. Da? Hai că a fost tare.